Știi cine este omagiat astăzi? Nu. Este 15 ianuarie. Mihai Eminescu. Și ce știi tu despre Mihai Eminescu? Că este cel mai mare poet al României și... Cam atât. Câteva titluri? Sara pe deal, Lacul, Luceafărul. Câteva versuri ți-au rămas întipărite în memorie? Cobori în jos Luceafărul. Și da. Habar n-am. Nu știi că astăzi, pe 15 ianuarie, este omagiat cel mai mare poet al timpurilor? Nu, îmi pare rău. Nu ți-am dat niciun indiciu? Mihai Eminescu. Da. Câteva titluri știi? Luceafărul, ce te legeni care le-am făcut la școală, nu prea știu. Revedere. Mai câteva mult. Versuri mai ții minte? Coboară în jos Luceafăr blând, coboară de mă fură. Sincer, acum în perioada liceului am fost foarte ocupată cu învățatul și așa mai departe, dar știu că s-a născut la Cumulești. Că a fost cel mai mare poet român. Câteva titluri? Lacul, Ce dulce ești iubito, multe. Am avut surpriza să constatăm că părinții știu mai multe despre Mihai Eminescu, ba chiar își aduc aminte și unele versuri. Câteva titluri mai știi de poezii? Nu mai țin minte, nu mai știu. Le-ai făcut de mult, presupun. Da. Cea mai cunoscută. Dumneavoastră știți? Luceafărul. Cea mai cunoscută, nu? Presupun că știți și versuri. Cobori jos de ceafăr blând, alb necânt o rază, pătrunde în casă și în gând și viața în luminează. Vă mulțumim mult! Poezica lui Ceafărul, Somnoroase păsărele, Sara pe deal și multe alte creații ale lui Eminescu sunt cunoscute tuturor românilor. Preocupați de Facebook, de cele mai noi tendințe în modă, 50 Cent sau orice altceva care să nu aibă legătură cu școala, elevii din ziua de astăzi cad din ce în ce mai mult în ridicol. Într-o scurtă analiză făcută de TV Giurgiu, în apropierea unei instituții de învățământ, a dovedit faptul că cei trecuți de prima tinerețe au știut din prima cine este astăzi omagiat. Știți cine este astăzi omagiat? Mihai Eminescu. Astăzi 15, Mihai Eminescu. Și ce mai știți dumneavoastră despre Mihai Eminescu? Cel mai mare poet al țării noastre. Câteva titluri mai știți din liceu? Pe lângă proprii cărăsuri, Ce te lege în codrule și mai multe. Interesant Mihai Eminescu pentru generația pro. De fapt, cine a fost el? A fost el un mare poet, prozator și jurnalist, care a scris pe tot parcursul vieții numai puțin de 47 de volume. Totodată a fost declarat de critica literară postumă și cititorii români drept cea mai importantă voce poetică română.